Manifestație în semn de solidaritate cu jurnalista Emilia Șercan. Câteva zeci de persoane prezente în fața Ministerului de Interne au cerut demisiile premierului, ministrului de interne și a șefului Poliției Române. Jurnalista Emilia Șercan a acuzat pe 4 aprilie că autoritățile au orchestrat o operațiune de compromat împotriva sa după ce a dezvăluit că teza premierului Nicolae Ciucă a fost plagiată. Acum, potrivit Emiliei Șercan, autoritățile încearcă să mușamalizeze această acțiune. Statul român a orchestrat o operațiune de compromat la adresa mea și statul român apoi a încercat să mușamalizeze respectiva operațiune de compromat la adresa mea. Iar cred că ceea ce se întâmplă aici și faptul că au venit acești oameni aici, nu cred că este în mod special pentru mine, pentru jurnalista Emilia Șercan, ci este pentru libertatea de exprimare și pentru libertatea tuturor jurnaliștilor. Jurnalista speră că autoritățile să facă dreptate în cazul ei. Tot ceea ce eu sper este că autoritățile statului să-și facă treaba și autoritățile statului să îi găsească pe cei responsabili, în primul rând de operațiunea de compromat, de scurgerea informațiilor dintr-un dosar penal și mai departe de încercarea de mușamalizare a scurgerii unei probe dintr-un dosar penal. Mai mulți oameni de rând și ONG-uri s-au alăturat Emiliei Șercan în fața Ministerului de Interne în cadrul protestului de solidaritate. Aceștia au venit cu pancarte pe care scria tăcere egal complicitate. Statul mafiot veghează zdrobirea presei libere și libertatea presei, nu puterea presei. Cei prezenți sunt de părere că autoritățile au greșit în cazul jurnalistei Emilia Șercan și și-au arătat susținerea față de aceasta. Pentru a protesta împotriva nedreptății care i s-a făcut doamnei Șercan, considerăm că nu este un act demn de instituțiile statului. Societatea civilă nu e nepăsătoare la lucruri de acest gen. Emilia Șercan a acuzat Poliția Română că a scurs în presă o captură de ecran depusă ca probă într-un dosar legat de amenințările primite din partea unei persoane necunoscute care intrase în posesia unor fotografii private ale ei. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Cărbunaru, a transmis pe 5 aprilie că executivul susține libertatea presei și că premierul Nicolae Ciucă a cerut autorităților competente ca orice formă de intimidare a jurnaliștilor să fie investigată, iar vinovații trași la răspundere.